FC Argeș, Steaua 1986, Craiova Maxima și Juventus Bascov se vor întrece pentru trofeul Nicolae Dobrin la All Boys. La inițiativa lui Valentin Nedelea și cu acordul doamnei Gica Dobrin, va lua ființă trofeul Nicolae Dobrin All Boys. Nume sonore din fotbalul românesc, printre care Ducadam, Iovan, Bumbescu, Belodedici, Radu Doi, Balaci, Cârțu, Negrilă, Speriatu, Vlădoiu sau Jean Barbu, vor fi aduse în fața publicului piteștean într-o competiție de gală care va fi găzduită de stadionul ce poartă numele celui mai mare fotbalist român din toate timpurile. Tragerea la sorți a meciurilor spectacol va avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare la sediul Asociației Județene de Fotbal Argeș, eveniment la care va asista și edilul municipiului nostru, Tudor Pendiuc. Toate meciurile din cadrul galei se vor juca în aceea zi pe terenul central de la stadionul Nicolae Dobrin, finala urmă să se dispute sub lumina reflectoarelor. Inițiativa i-a aparținut lui Valentin Nedelea, fondatorul clubului Juventus Bascov. Haide Argeșul, hey! Luptă pentru noi, hey! Și mereu te vom iubi. Noi campioni am fost și iarăși fost.